Eveniment fericit pentru municipalitate. Primarul Tudor Pendiuc și-a sărbătorit ziua de naștere alături de colegii din administrația publică. Edilul șef s-a mai bucurat de prezența soției, a celor două fiice și a ginerelui. În primul rând îmi doresc mie, celor apropiați, tuturor oamenilor, sigur, piteștienilor în primul rând, sănătate, un dram de noroc și frunți cât mai puțin încrețite. Îmi doresc mie să fiu sănătos împreună cu familia și să ne simțim bine în continuare, să trecem cât mai repede și cât mai ușor peste problemele pe care inerent le avem din partea altora, dar poate și noi între noi ne mai facem probleme. Sigur că este pentru primar este o zi obișnuită de lucru. Pentru om este o zi specială, cum de altfel trebuie să fie pentru orice om o zi, ziua de naștere. Gândurile mele se îndreaptă către familie, către piteșteni, către noi toți, către voi, către colegii mei și sigur, acum suntem cu colegii, după amiază câteva rude foarte apropiate și mâine sigur merg acolo unde m-am născut, să facem un grătar cu fratele, acolo unde mi-am petrecut copilăria și unde poate a fost unul dintre cei mai frumoși ani ai mei. Astăzi îi urez multă sănătate, ca de fapt întotdeauna, să fie cât mai mult timp alături de noi, de copiii noștri, care își doresc foarte mult să fie împreună cu tata și cu mama, deși sunt mari, dar tot copii rămân. Iar pentru soțul meu, trandafir, pentru că știu că îi plac foarte mult. În primul rând îi doresc multă, multă sănătate. În al doilea rând îi doresc încă o oră în plus pe zi, adică pentru el ziua să aibă 25 de ore și a 25-a să fie pentru noi, dar numai pentru noi și pentru familie. Și să se bucure de toate momentele extraordinare care îi se întâmplă, pentru că anul acesta, slavă Domnului, a fost un an special pentru familia noastră și am avut foarte multe motive de bucurie. Și adevărul este că ne-am întâlnit numai dintr-un motiv de bucurie într-altul și să dea Dumnezeu să ne țină tot așa sănătoși pe toți de acum înainte. Îi doresc multă sănătate, îi doresc foarte mulți nepoți. Nu este prima oară când îi doresc chestia asta, el știe. Îi doresc putere să poată să facă tot ce își dorește el. Și îi doresc și mult timp liber pentru fete, pentru fetele lui. Și pentru copii. Adică pentru noi, recunoaște. Nu, am spus fete pentru că nu numai pentru copii, și pentru soție. Da. Văd că i-ați adus un cadou special. Ne spui și nouă despre ce e vorba. Este albumul foto de la nunta noastră. Știm că își dorea foarte mult să-l vadă și am crezut noi că acesta este momentul potrivit să-i-l oferim. Și cu greu am, reușit să păstrăm momentul până acum. În primul rând, multă sănătate, pentru că asta e cea mai importantă, și să fie alături de noi mulți ani de acum înainte, încă 50. Poți să ne spui ce cadou i-ai adus? Nu, asta nu pot să spun acum. Nu, asta nu, este secret. Pot să spun doar că este ceva de care avea nevoie, este un lucru foarte frumos și este... Da, să zicem că este și util. Mulți ani, cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani, mami să trăiască, mami să trăiască, la mulți ani. Mă mulțumesc mult! Am auzit, să știți, am auzit, mulțumesc mult, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, de familia mea și asta este cea mai mare bucurie. La mulți ani!